Bună! Astăzi vă prezint o rețetă de pui vienez. Avem nevoie de 800 de grame cartofi tăiați cubulețe, 500 de grame piept de pui tăiat cubulețe ca și cartofii, 500 de grame ciuperci tăiați feliuțe, nu prea subțiri, 400 grame smântână, o ceapă medie, 25 ml ulei sau 4 linguri, un pic de sare, un pic de piper, 200 ml apă și 100 de grame cașcaval ras fin. Vom începe în felul următor. Cartofii îi punem într-un vas la fiert cu puțină sare, un vârf de linguriță, deci în apă rece pentru 10 minute din momentul în care apa începe să clocotească. Astfel îi fierbem doar jumătate din timpul normal de fierbere al cartofilor. Acum, într-o cratiță, încingem uleiul, punem ceapa, o călim ușor, pun și un praf de sare, pieptul de pui tăiat cubulețe, lăsăm câteva minute pentru a se sigila. Când se albește pieptul pe toate părțile, atunci adăugăm ciupercile. Am amestecat din când în când. Adăugăm ciupercile. Acum, imediat, punem și apa. 200 ml. Dacă ciupercile sunt mai mari și fierb mai greu, putem pune chiar 250 ml apă. Acum lăsăm la fiert până scade apa, amestecând din când în când. Acum preîncălzim cuptorul, deoarece avem nevoie de cuptorul încins când a scăzut apa. A scăzut apa. Acum adaug smântâna. Amestecăm până se dizolvă. Adaug piperul, amestec și la primul clocot opresc aragazul. Atât. Am uns cu unt o tavă de 30 pe 20 cm. Acum așez cartofii. Care au fiert 10 minute. Acum punem compoziția pe care am fiert-o pe aragaz aproximativ o jumătate de oră, 20-25 de minute. Uniformizăm. Acum
Presărăm cașcavalul. După care punem în cuptorul încins, la foc mediu, aproximativ pentru 15 minute. Așa arată puiul vienez preparat de mine. În speranța că v-am fost de ajutor, vă mulțumesc că mă urmăriți!